După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea întâi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și ea s-a făcut cu tremur mare, Îngerul Domnului pogorând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau mormântul și s-au făcut ca morți. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, căci s-a sculat, precum a zis. Veniți, de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată, va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Paștile Hristos Izvoritorul, paștile cele frate.
veselește-te să vrează și te bucură Ierusalime, preîmpăratul Hristos văzând din pământ ca un fire ieșit. Așa să fie arătăcătoși de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii să se bucure și să se veselească. Mironosițele pe neșparte de dimineață sunt înaintea Mormântului Dătătorului de viață, aflat la înger pe piatră șezând și acele la grăi, către dânsele așa zis, ce căutați pe cel viu cu cei mort, pe femei de bucurie.